Conducerea Spitalului Municipal de Urgențe Români se plânge de faptul că șansa unităților sanitare din localitățile care nu sunt reședință de județ de a avea acces la bugetele de dotare cu aparatură în vederea ridicării calității actului medical sunt practic nule. Asta în condițiile în care, din punct de vedere al acreditării, aceste unități sanitare au același grad. Concret, în cazul Spitalului Municipal de Urgențe Români este vorba de obținerea unui punctaj superior celui obținut de Spitalul Județean, care are tot gradul 3. La o recentă videoconferință cu spitalele, reprezentanții Ministerului Sănătății au întrebat conducerile de spital județean dacă ar fi interesate de un program de dotare a unităților de primiri urgențe pe un program operațional regional. Cum Brașovul a refuzat o asemenea ofertă, conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a adus în atenția conducerii Ministerului intenția sa de implementare a deja mediatizatului centru de imagistică medicală, pentru care există studiu de prefezabilitate și care s-ar plia pe condițiile impuse de programul amintit. O altă problemă discutată a fost legat de bugetul legat cu dotările. Deci la nivelul Ministerilor Sănătății se derulează programul de extindere și dotare a UPU, Spitalul Județene, în cadrul programului operațional regional. În urmă cu 2-3 săptămâni a avut loc la sediul Prefecturii Piatra Neamț o videoconferință unde a fost prezent și domnul ministru al Sănătății pe tema acestui program de extindere și dotare UPU Spitale Județene. Au fost întrebate toate spitalele județene dacă sunt interesate de aceste fonduri și dacă au făcut ceva, au făcut demersuri pentru a accesa fondurile respective. Au fost spitale județene, printre care Brașovul, care au spus că pe ei nu interesează aceste fonduri și atunci am venit cu ideea că noi avem făcut un studiu de prefezabilitate cu măsurători și studiu geotehnic pentru modernizarea și extinderea și dotarea centrului de imagistică. Conform studiului de prefezabilitate existent în centrul de imagistică, ar trebui să se realizeze investigații de tip RMN, computer tomograf, mamografii sau angiografii. Studiul a fost trimis spre avizare Direcției de Sănătate Publică și înmânat spre cunoștință ministrului Florian Bodog la recenta vizită pe care a făcut-o la Roman. Bine că acest centru de imagistică noi l-am considerat în cadrul ambulatorului integrat, dar foarte bine poate fi în cadrul CPU-ului, pentru că acum știm prea bine, marea majoritate a investigațiilor se fac pentru pacienții din CPU și mult mai puține pentru cei internați. Și este vorba, acum știți, legat de acest centru de imagistică, este vorba de o clădire parter plus etaj și dotările care noi ni le-am dori ar fi RMN, CT, mamograf, angiograf. Am trimis și la DSP acest studiu, tocmai pentru că era nevoie și de avizul DSP-ului Neamț și am prezentat toate acestea la Ministerul Sănătății și chiar am prezentat și domnului ministru acum de față despre acest proiect și la fel răspunsul a fost că interesează doar spitalele județene, atâta timp cât sunteți spital municipal, rămâne de văzut. Ministrul Sănătății Florian Bodog nu a dat niciun fel de speranțe conducerii SMUR în vederea susținerii acestui tip de proiecte și nici a altora. Mai spune managerul Unității Sanitare Romașcane, ministrul a spus clar că nu există fonduri pentru demararea de noi proiecte și că puținele resurse existente pentru astfel de dotări au fost dirijate logic spre finalizarea investițiilor deja începute, de felul celor de la Spitalul din Fălticeni, de la cărui inaugurare se întorsese ministrul Florian Bodog exact în ziua în care a făcut vizita de curtoazie electorală la Roman. În momentul de față, fonduri la minister nu prea sunt. I-a interesat cel mai mult să continue acele investiții începute în anii din urmă. Tocmai de aceea a și spus că a fost la Fălticeni de a inaugurat spitalul acolo, pentru că era un proiect vechi și a considerat că este mult mai bine să finalizezi ce ai început decât să dai bani și să tot începi câte ceva și nu mai termini. Și așa au finalizat cu spitalul Fălticeni, am mai dat un exemplu parcă la Timișoara și încă vreo două spitale.
În condițiile în care în România dreptul la sănătate este stipulat doar în Constituție, în condițiile în care sistemul sanitar este politizat excesiv și asociațiile pacienților sunt slabe sau inexistente ca la Roman, este greu de asigurat o repartiție echitabilă a fondurilor de dezvoltare și modernizare a unor spitale, risipa de fonduri, nepriceperea managerială, majorarea legitimă a fondurilor de salarii pentru medici și asistenți, dar în detrimentul dotărilor, fac ca sistemul medical românesc să facă față din ce în ce mai greu necesităților și șanselor egale la servicii medicale normale.